Salutare, gașcă! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem ceva tare special. Deci vlogul ăsta o să fie foarte, foarte special pentru mine și sper să vă placă și vouă. Nu e vreun challenge sau nu știu ce prank, dar mi se pare că e ceva deosebit. Așa, în tematica lunii în care ne aflăm, luna decembrie, luna cadourilor, luna sărbătorilor de iarnă, mai sper puțin și vine Moș Crăciun și m-am gândit să fac acest vlog. Așa că vă aș ruga să rupeți acolo butonașul de like, să lăsați și un comentariu cu părerea voastră legată de rezultatul final, pentru că astăzi o să împodobim bradul. Împodobim bradul împreună. Acum este golboluț, are, mă rog, o instalație pe el și suntem pregătiți să împodobim bradul. Mă uit în partea aia pentru că sunt o mulțime de globuri, de decorațiuni pentru acest brad. Pentru că eu și mami suntem nebunite cu Crăciunul și ne place să avem casa plină de decorațiuni de Crăciun. Și am luat foarte, foarte, foarte multe chestii cu care să împodobim acest brad. Anul ăsta o să facem bradul roșu cu alb. Nu l-am mai avut așa, cred. Sau nu l-am mai avut cel puțin de mult timp. Am mai avut alte combinații cu alb și cu roșu, dar roșu cu alb nu cred. Și nu știu, am vrut anul ăsta să fie așa ceva clasic, dar în același timp culori care să-ți atragă atenția și să fie wow și ce poate să fie mai pur decât alb. Și bineînțeles roșu, care e, când zici Crăciun, te gândești instantaneu la roșu. Nu știu, cel puțin așa e în mintea mea. Îmi plac super mult culorile astea și de asta am gândit să facem așa bradul anul ăsta. Eu am decis, bineînțeles, cum să facem brăduțul anul ăsta și sper să iasă frumos, sper să vă placă și vouă. O să împodobesc bradul așa în familie și când zic în familie, chiar în familie o să-l împodobim, plus familia virtuală, adică cu voi. Chiar o să fie în familie! De asta m-am și gândit să filmez, să fiți și voi alături de noi la acest moment special și sper din suflet să vă placă. Deci doar priviți câte decorațiuni avem. Mi se pare... Deci n-ai cum. N-ai cum, sunt prea multe și frumoase și superbe și îmi plac rău, rău, rău de tot. Trebuie să recunosc că majoritatea le-a ales mami. V-am spus, eu și mami suntem absolut nebunite după Crăciun. Ne place foarte mult, deci iubim Crăciunul și vrem ca în toată casa să fie câte o decorațiune de Crăciun. Iar pentru noi bradul e așa foarte special, pentru că în fiecare an l-am împodobit împreună, în familie. Iar anul ăsta zic eu că o să fie și mai drăguț și mai frumos. Și fix de asta am luat atâtea decorațiuni, pentru că o să fim mulți anul ăsta. Zic eu că o să-l împodobim destul de rapid. Oricum voi o să fiți aici alături de noi și o să vedeți fiecare pas. O să ne ajutați așa cu privirea și cu un like. Zic să nu ne mai lungim, hai să-i dăm drumul și să vedem ce o să iasă. Fiți cu ochii pe tot parcursul clipului, că nu o să fie plictisitor, poate așa cum vă gândiți că o să fie basic, doar o să împodobim bradul, ci o să ne jucăm și câteva joculețe în familie, o să aveți parte și de câteva challenge-uri. Zic eu că o să fie foarte, foarte, foarte amuzant, pentru că eu și Anto o să fim alături de părinții noștri și o să aflăm așa povești de ale lor din copilărie, ce făceau ei la vârsta noastră, o să râdem destul, destul de mult, așa că hai să trecem la treabă. Înainte să continuăm, vreau să vă anunț că tocmai mi s-a făcut un prank. Da, îl vedeți pe canal la Baby. E cel mai tare prank ever! Da, vedeți reacția mea. Deci, cu o oră mai târziu, la 12 se postează vlogul. Deci la ora 12 să fiți și cu ochii pe canalul lui Baby. Vă las să vă bucurați de vlogul ăsta și să vedeți cum am împodobit împreună în familie bradul și cum am râs, cum am povestit. Pentru că pentru prima dată părinții noștri au fost în același vlog împreună și mi s-a părut foarte, foarte, foarte tare și mă bucur din suflet că am filmat acest vlog, dar fac această scurtă intervenție pentru că am un cadou pentru voi. Suntem în luna cadourilor, luna sărbătorilor, așa că am pregătit un super cadou pentru voi. Intrați pe linkul din descriere, comandați-vă orice merch care vă place vouă și la orice comandă primiți gratuit un poster cu autograful meu. Pentru că este luna cadourilor, m-am gândit să vă fac și eu un cadou, așa că sper să vă placă. Bucurați-vă de site-ul meu de merch. Haideți să vedem cu cine împodobim bradul anul acesta. Am primit și-mi vreun cu ani. Cu băiețelul meu. Zic bună, bună, sunt pregătit să împodobesc bradul. A, și el ar merge. Că îl facem alb, mă rog, cu roșu, dar merge și o pată de albastru. Ia să te băgăm în brad. Cu Anto. Vă pup pe toți, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, forță să iasă bradul bombă rău de tot. Cu mămicile noastre. Haideți, 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 fără rușine. Așa, și bineînțeles cu tăticii noștri. Haide, tati, acum e momentul să intri.
doar cu mâna faceți bună, salutări, dați pe piciorul. Bună, abia așteptăm. Poți și cu piciorul, abia așteptați să vă așteptăm. Nici nu aveți loc în cadru, de ce n-am sunteți? Eu sunt prea mică. Gata, suntem toate formula, sunteți pregătiți să împodobim bradul? Da. Suntem, foarte. Hai, să-i dăm drumul. Vedeți că o să ne și jucăm câteva joculețe, ca să știți. Eu și Haina vă supraveghem. Uite cât de frumos e acadeaua asta. Ia. E superb. Uite, îți dau o floricică, pune floricica asta undeva. Ia uite, părinții aici împodobesc șemineul ca să se arate frumos aici. Când eram mic, adoram să pun globulețe în pom. Așa e, mami? Da, mami. Nu tu, mami. Mami Crina, îi plăceau luam tot globulețele să le pună el? Păi eu amenajam tot. Am crezut că te prind cu minciuna. Nu. Pentru că abia aștept să vină moșul după. Uite cât de frumoase sunt cadourile astea, așa. Doamne, și astea îmi plac rău de tot. Globuri. Hai să jucăm ceva. Continuă versul, dar din colinde. Hai, ia. Că vedeți, te-am ochit. Hai, fii atent. Împodobește mamă bradul. Cri, cri. Împodobește. Hai, împodobește. Este seara de Crăciun, este seara ta. Mă gândeam eu că tati ori nu știe, dar tati era... Împodobește-l. Împodobește-l. E mim. Nu. Doamne, doamne, a început deja să ia contur și arată extraordinar de frumos. Ui, păstatul l-ai pus tati? Uitați ce glob a pus tati. Vai! Dar noi nu avem un global nostru. Ba da, mi-ai mai uitat, pe bune. Uite. Primul Crăciun împreună 2020. Și am zis că îl punem în continuare. Ce frumos. Cum adică ai uitat că avem global? Nu știam că l-am și văzut pe canapea, dar am vrut să văd dacă știi tu. Am vrut să văd dacă știi tu. Eu pe tine te-am testat, nu tu pe mine. Da, sigur. Da, uite, bine, hai să zic eu acum un colind. Hai, a mie? Da, da. Hai. Aho, aho, copii și frați. Stați puțin și nu mânați. Bravo. Și trebuie să știu, trebuia să zic versul după, că bine, stai că îți mai zică unul. Hai. Îți mai zică unul. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată casa, casa iarna noastră. Mamaia n-a venit salbă, nici beteală și nici stea. Pe tati nu-l întrebăm, e clar, pe tati nu-l întrebăm de colinde, că ne face la puncte. Vai, doamne, ce frumos arată. Eu pun globul ăsta. Auziți? Eu l-a schimbat. Cât de frumos e. Ăsta. Uite, eu zic, prea sunt astea trei. Sunt prea... Așa, scoate-l pe ăsta și pune unul roșu. Frate. Florile mari, le lăsați de jur împrejur. Aaa, rup globul, Anto. Da, nu eu l-am rupt, așa era. Frate, mami, ia pune ăsta, că e frumos, pune la... l-a pus mami altul. Ce frumos e și ăsta, uite, de asta nu știa mami. Doamne, ce decorațiuni frumoase la mami, e genială. Știi că e bolnavă. Da, știu. Deci nu vrei să punem beteală, nu? Nu, beteala nu. Beteala o punem pe aici. Bine. Da? Tati, spuneți un colind, să-l punem în dificultate pe Anto. Ia că vin colindători. Florile d'albe. Noaptea pe la cântători. Bine. Yo. Hai să ne jucăm am-nam. Mami? Da, și mie îmi plac rău de tot asta. Încep eu pentru părinți. Pentru părinți, hai. N-am primit nimic de Crăciun. Tati, a fost vreun Crăciun în care n-ai primit nimic? Nimic n-a fost. Mami? Super! Tot timpul am primit ceva. Foarte frumos! Ea a fost cele mai multe ori ceea ce-mi doream primeam. Ce frumos! Eu primim mereu mașină cu telecomandă. Chiar vreau să lăsați în comentarii ce vă doriți să vă aduc în moșul anul ăsta. Chiar sunt tare, tare curios. Tu ce vrei de Crăciun? Vreau de Crăciun să-mi aducă moșul multă sănătate, putere de muncă. Lasă-ne cu vrăjala asta, hai zi ce vrei. Hai zi ce vrei. Și în ultimul rând, dar nu așa de important, 1.000.000 de euro. Coca. Eu am o întrebare, nu are treabă cu Crăciunul, dar e curiozitatea mea. N-am băut până am vomitat. Am. Ai? Tu ai?
Da, frate. Hai și mămicile? Nu. Noi fetele n-am. Uitați-vă și voi la globulețul nostru. Deci chiar este în evidență. Aici eram noi la practic prima noastră. Câte spune acum fără să-i zică nimeni? Cât timp aveam împreună când am făcut poza asta? Gândește-o. Noi nu eram împreună. Aaaa, mai dezamăgit, gata. Știu, pot să zic? Zi. 12 zile. Nu. Ba da, 12 zile, că era pe 14 februarie, că s-a adusesem și cadou. Și noi eram de pe 2, 12 zile. Ah, da, da, eu mă gândeam la 2 săptămâni. Ah, dar vreau să arăt și globul ăsta. Păi ăsta cine l-a pus? Ah, ce drăguț! Mami cealaltă a pus globul cu mami cealaltă. Ați înțeles voi ideea? Trebuie să faceți și voi. Trebuie să faceți neapărat o poză. Da, trebuie să facem o poză că n-avem glob cu mami și cu tati. Da, și facem glob. Și trebuie să facem și îl punem și pe el. Să le facem o poză acum și inclusiv noi doi cu mami și cu tati, pentru că am doar eu. Da. Din globurile, noi niciodată n-am pus, adică rare ori am pus globurile vechi din anii anteriori. Dar singurele globuri pe care le-am pus de fiecare dată și înainte să fiu cu Anto au fost globurile astea două, ăsta cu tati și ăsta cu mami. Și acum e nou și ăsta cu Anto și trebuie să facem amândoi poze și cu părinții tăi și cu părinții mei. Dă-mi domnișoară puțin camera. Domnișoară, tu m-ai întrebat pe mine ce-mi doresc de Crăciun, dar tu ce ai vrea să vezi sub brad? Anul trecut ți-am luat un iPhone 12 Pro Max, anul ăsta ce vrei? Un Lamborghini cu Huracan? Yes. Și de anul ăsta ce vrei? Anul ăsta ce vrei? Ce vrei anul ăsta? Iubește. Exact. Anul ăsta vreau o sărutare dulce și caldă. O sărutare, cum zice tătăițul meu. O sărutare dulce. A zis că vreau o sărutare, o primești. O sărutare dulce. Mami, vreți în loc de stea să punem asta? Nu, punem stânga, dreapta, stea și steaua. Steaua sus, ia, continuați versul. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și luminește. Vreți să scoată, corbunătorilor, toată contrașul. Vreți să scoatem un vlog în care facem o piesă cu tații? Da. A rupe. Mine sigur este hit. A rupe. Auzit? Da. A rupe, hitul anului. Eu cânt o piesă de-a ta, tu cânt o piesă de-a mea. Ia cânt asta, Macarena. Și că te pe piesa asta ca pe Macarena, ca pe Macarena. Și dansează ca pe Macarena, Dar n-am trebuit să am în spate dansatoare? Nu, da. Ah, instrumental. Și dansatoare vreți? Vrem să nu vadă mai. Unii, pune tu că ești doamnă. Pentru asta o pun eu. Uite pe aici, de jur împrejur, că nu prea sunt. Și vreau pasarul. Ce frumos, ce frumos. Am avut idee bună, mami, cu roșu și cu alb. E frumos, rău, vai ce-mi place. Da, cred că voi n-ați observat. Și pe surioara mea. Dar globurile astea, trei le-am avut mereu. Dar cred că voi n-ați observat, chiar nu ce-ați observat. Da, chiar da. Mami, e cu alb. Și eu cu alb, da. Și din asta, tot alb aveți. Am văzut că s-a îmbrăcat tu și m-am îmbrăcat și eu la fel. Ia să vedem, am, n-am chiulit de la școală. Am chiulit. Ai, nu. Mami? Pentru mine trebuia să... N-ai chiulit? Nu, chiar n-am chiulit. Ce ciudată ești. Dar am fost un copil excel. Chiar a fost, mami, da, fără niciun mișto. Trebuia să mă întrebați, fără niciun mișto. N-am fost prezent la școală. Și dumneavoastră, mami, ați? Am chiulit în clasa 12. Foarte tare. Nu, bă, eu m-am chiulit în clasa 1-a, ai nevoie. Eu o furam mereu de la școală. Aaa, tati! Am făcut liceul tot în același liceu și mă cunoșteau profesorii. Veneam, mi-au văzut și mie, știți că plecam de-a mână. Hai, pșt! Wow, Doamne, cât de frumoase sunt! Stai-mi prima. Să nu zică lumea că nu mai am pus, că nu mai tocat. Bună asta! Moș Crăciun. Vreau... De Elena Farago. Moș Crăciun, îmi doresc să primesc iarna asta niște cauciucuri de iarnă, să nu mai rămân pe la predeal.
Anvelupe, niște anvelupe de armă din alea forță. Doamne, iubire, ai sclipiși pe toată fața. Pentru că nu știu câte lume știe, însă s-a întâmplat asta. Șofer pe care vremea era l-a prins nepregătit în trafic, a tras pe dreapta și a chemat un echipaj de vulcanizare mobilă ca să-i monteze cauciucuri de iarnă și să poată să-și continue drumul. Cât de costă toată? Toată schimbarea asta, nu știu, în jur de vreo 3.000 de lei. Când ajungi într-o situație de genul, ai fi în stare să plătești oricât. Vreau să punem acești ursuleți frumoși. Ia să vedem cine știe următoarea piesă. Nu numai colinde, și de actualitate, în afară de tine și de mine. Mamă, n-am unde să fug. Că mă văd țiganii. Da, t-ai zis o corect. Mă văd de țigani. Așa e piesa. Ne-a mai rămas de pus steluța asta frumoasă în pom și o va face iubita, vă dați seama. O facem împreună, doar că eu sunt mică și mi-am luat scaun, da, și eu, tu ești cu mine aici. Eu pot să pun direct. Tu mă ajungi direct. Da, știi că-ți mai înainte decât tine și așa? Ba, nu, uite-mă. Ia, hai. Poți? Fă mări din pe vârful, stai, uite-te! Hai că nu pun, nu pun pe tine. Țin pe copul în aradu și pun la steaua. 2, 1 și... Deci nu e ca în filme. Hai să și pe el, hai. Hai, 3, 3, 2, 1 și... Gata? Am pus-o bine? Da. Super. Cel mai tare brad 2022 direct de aici din sfragerie. Ha. Și cam așa a ieșit brăduțul nostru. Nouă ne place super, 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 super mult. Mi se pare tare deosebit și culorile astea de-a dreptul legate de Crăciun și inspiră așa Crăciun. Doamne, am intrat complet în vibe-ul ăla de Crăciun. Am pregătit și cutiuțele. Îl așteptăm pe moșul să umple cutiuțele de cadouri. Ăsta este colțișorul meu de rai. Doamne, voi știți că pe story non-stop în fiecare an, ăsta e colțișorul meu de rai. Un film acolo așa frumos, cu șemineu, cu renul ăsta superb, șemineul ăsta decorat, ce-mi place. Deci cam așa arată anul acesta colțul meu de paradis. Vai, Doamne, sunt îndrăgostită de acest brăduț. Doar uitați-vă. Vai, Doamne, deci n-ai cum. E împodobit și în spate, la fel de împodobit cum este și în față, bineînțeles. Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut. Este primul vlog în care suntem toți așa împreună, sunt părinții noștri alături de noi și sperăm din suflet că v-a plăcut vlogul ăsta. Despre asta e vorba la Crăciun, despre familie, să fim toți împreună și trebuie neapărat să rupeți butonașul de like pentru că au vrut toți părinții să apară aici pe YouTube. Să distribuiți clipul ăsta pentru că noi considerăm că bradul ăsta a ieșit super și că este cel mai frumos brad. Puneți peste tot pe TikTok bradul TikTok-ul nostru. TikTok-ul ăla, forță, rotător și pe Instagram și pe peste tot. Noi v-am pupat tare, tare, tare și împreună vă dorim sărbători fericite! Și ne vedem data viitoare!